Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de AI Talks. Astăzi l-am alături de mine pe Alexandru Holicov. Salutare, Alexandru! Salutare! Mulțumesc mult pentru invitație! Și vom discuta despre AI și educație, un subiect foarte interesant, atât pentru părinți, cât și pentru elevi, pentru, nu știu, oricine activează în sistemul de educație. Povestește-ne puțin mai mult despre tine și ce faceți voi la AdServio. Da. Am început proiectul AdServio în 2008. În 2009 l-am lansat în primul liceu, Vasile Alecsandri, din Iași. Și, ca orice startup, înainte de lansare, eram foarte entuziaști și speram că, nu știu, o să bubuie, o să schimbăm lumea, o să... După ce am implementat, ne-am dat seama că lucrurile nu se întâmplă chiar atât de repede. Schimbarea în educație vine în ani și schimbarea mentalităților și introducerea tehnologiei în educație, vorbim de acum 16 ani aproape, au fost timpuri destul de dificile la începuturile noastre, dar nu am renunțat. Perseverența ne caracterizează și mă caracterizează și am continuat dezvoltarea produsului. Am reușit în primii ani să implementăm, în primii 8 ani să implementăm platforma în 30 ceva de unități, 35 de unități școlare, dar vizitasem peste 1000 de unități școlare în România. Okay. Deschiderea a fost foarte, foarte, foarte mică, adopția, cum am spus, 35 de școli, dar numai cele 35 de școli mi-au dat puterea să merg mai departe și pentru că impactul acolo era foarte mare și foarte bine văzut de toți actorii implicați, de la directori, secretari, profesori, elevi, părinți, pentru că toți cei pe care i-am enumerat au acces în platformă, au conturi dedicate. Și în 2017 am făcut un parteneriat cu un furnizor de telefonie mobilă care ne-a ajutat să scalăm, să vândă produsul nostru în România, în toată România. Ajunseserăm la vreo 200 de școli până în 2020, înainte de pandemie, iar în pandemie am depășit 1000 de școli atunci când am oferit gratuit platforma noastră pentru ca școlile care nu erau digitalizate până atunci să poată continua educația și în momentul de față platforma noastră este folosită, serviciile noastre sunt folosite de peste 1200 de școli în România, școli, licee, grădinițe și undeva la 100 de școli în afara țării, în mai multe țări. Nice, foarte fain. Hai să vedem, povestește-ne puțin ce faceți mai exact, ce funcționalități are platforma, atât din perspectiva elevului, profesorului, părintelui, că puneți cap la cap, practic, toți acești actori care activează în domeniu. Cumva, viziunea noastră a fost în două direcții. Una, să eliminăm birocrația din sistemul de educație, adică toate procesele, toate activitățile cronofage pe care, în general, angajații din sistemul de educație, de la director, secretar, profesori, pierdeau foarte mult timp, în special profesorii, care obiectivul și fișa postului este să se ocupe de educația tinerilor, elevilor, făceau foarte multă muncă de secretariat, birocrație. Asta a fost unul din obiectivele noastre, să le eliminăm și să oferim profesorilor mai mult timp pentru educație. Și în al doilea rând să apropiem familia de educația copiilor, să părinții să aibă acces la situația educațională a copiilor, să poată comunica cu profesorii sau cu conducerea școlii, să poată să fie alături de copil și împreună cu școala să facă o echipă astfel încât elevii să-și poată atinge potențialul maxim și direcția pe care ei și-o doresc. Platforma în momentul de față, noi am pornit acum 16 ani de la un catalog electronic, în momentul acela puteai să introduci 9 absențe, bine. Atunci nu era tehnologia de acum. A trebuit să facem rețea de internet, de curent în toată școala. În primele 30 de școli, așa a fost implementarea. Cu rețea de internet, de curent, cu server în școală, cu switch-uri, cu sisteme montate în fiecare sală de clasă și în cancelare, montam niște calculatoare, niște PC-uri pe care profesorii aveau acces și puteau să folosească platforma. Iar părinții și elevii aveau acces la un site, la o aplicație web, unde puteau să vadă informațiile referitoare la activitatea educațională. Acum, după 16 ani, AdServio înglobează peste 70 de module și oferă acces avem orașe unde sunt implementate, digitalizate toate școlile din orașele respective și avem conturi dedicate atât pentru inspectoratele școlare cât și pentru primăriile din acele orașe unde oamenii din acele instituții au acces global la un sumar al activității din școli, cumva pot vedea absenteismul dacă a scăzut, a crescut, ce se întâmplă la nivelul comunității. Okay. După aia, la nivel de școală, de la director, unde ai la fel un overview asupra întregii școli, poți comunica într-o secundă cu mii de elevi, părinți, profesori, prin cadrul platformei, cum am spus, peste 70 de module, de la catalog, generator de rapoarte, generator de orar, condică de prezență, bibliotecă digitală, teme și proiecte pe care profesorii pot să le trimită, elevii pot să le lucreze și să le trimită înapoi către profesori, profesorii pot să le corecteze direct în platformă online. Asta este un tool dezvoltat după feedback-ul mamei mele care este învățătoare și a implementat platforma chiar în pandemie, școala unde ea anul ăsta iese la pensie și atunci a implementat școala, toată școala a implementat platforma și a început să folosească AdServio și mi-a spus, băi, primesc foarte multe teme de la elevi, de la cum fac să le corectez, că mi-e greu, trebuie să le download, să le printez, să le corectez, după aceea să le fac poză, să le încarc sau să downloadez un tool de corectare online și astfel am dezvoltat noi în cadrul platformei un tool prin care profesorii pot să corecteze foarte ușor, direct proiectele, temele și pot să le dea feedback elevilor, teste de dezvoltare personală pentru elevi în a-și alege universitatea la care vor să studieze, facultatea la care vor să studieze. Multe dintre modulele pe care le avem în platformă sunt dezvoltate împreună cu parteneri, cu profesori, directori, elevi, părinți din școli, feedback de la ei, plus psihologi care sunt partenerii ai noștri și care dezvoltăm anumite module. Cum ai pornit proiectul ăsta? Că acum arată foarte bine. Mă rog, 16 ani mai târziu, foarte multă muncă, impactați într-un sens super pozitiv foarte mulți, o comunitate sau niște comunități mari. Dar cum a pornit? Da. Că ai spus ceva acolo de mama ta care e în sistemul de educație, dar hai să ne povestești cum ai început proiectul ăsta? De ce ai zis, băi, e nevoie de digital în educație? Mă oprisem, să spun, de useri, mă oprisem la director, după aia mai avem partea de secretariat, profesori, diriginți, învățători, elevi, părinți, cam toți au acces pe platformă. Adică pentru toți stakeholderii din sistemul de educație au module și conturi dedicate lor. Cum a început? A început din dorința de a schimba educația din România și de a arăta că se poate și la noi, să nu ne uităm tot timpul în afara granițelor, în afara țării, să vedem, băi, uite, acolo se poate, acolo se întâmplă, la noi nu se întâmplă. Și am pornit la drum din dorința de a arăta că se poate și la noi, cu oameni din România, cu inteligență românească și cu idei și pregătire din sistemul nostru educațional, pentru că suntem cumva rodul sistemului educațional din România. Și în 2008 am început dezvoltarea produsului. Cum am spus, în prima fază am început de la partea de catalog să poți să ai acces, profesorii să poată introduce notele, absențele, să poată comunica cu familia, De fapt, ideea a plecat de la dorința de a apropia familia de educația copiilor, pentru că am observat foarte mult tendința, și nu doar în România, și în alte țări, a părinților atunci când copilul începe să meargă la școală, să lase în grija școlii educația copiilor. Cumva datoria este a școlii. Asta responsabilitatea. Și dorința noastră a fost să păstrăm contactul părinților cu școala și cu educația copiilor, mai ales în România. Mulți părinți sunt plecați în străinătate la muncă și efectiv acolo se pierd vieți, efectiv. Noi avem atâtea povești în care părinții care au fost plecați în străinătate și ne trimiteau mesaje și ne spuneau că am acces, pot, altfel mi-am îmbunătățit relația cu copilul meu, știu ce se întâmplă, pot să-l susțin, pot să... De multe ori copiii nu că nu vreau să comunice, dar se pierde legătura, efectiv. Așa, dacă părintele este informat în permanență cu tot ce se întâmplă, poate să fie un partener în educația copilului împreună cu școala și să reușească mult mai mult decât a lăsa doar școala să se ocupe de educația copilului. Deci ați pornit de la catalogul digital, de la digitalizarea catalogului. Cum funcționează? Să ne explici așa. Foarte ușor. De exemplu, o implementare într-o școală se întâmplă poate se întâmple în câteva ore sau, nu știu, maxim 24 de ore. Adică e super rapid. Orice profesor poate merge la clasă cu telefonul mobil sau cu tableta sau cu laptopul, cu ce dorește el. Platforma este accesibilă de pe orice device și de pe orice sistem de operare, orice browser web și inclusiv poate fi descărcată din Google sau App Store. Și foarte ușor ajungi la clasă, de pe telefon pui notele, pui absențele, dai feedback la teme, poți să pui observații, poți să vezi absolut tot ce te interesează la nivel, pe mine ca profesor, la nivel de, eu ca profesor am acces doar la clasele mele, doar la materia la care eu predau. Corect. Din nou, am evitat, am scos acel efect de halo prin care profesorul vedea în stânga ce notă ai și îți spunea cumva comparativ. Acum, dacă ești de 10, îți spune 10, adică nu trebuie să uite, acolo ai 7, nu îți spun 10, sau dacă ești de, adică cumva foarte obiectiv și așa mi se pare foarte normal și corect. Are acces la clasele lui, intră, poate pune note, cum am spus, absențe, mesaje, poate vedea statistici cu privire la progresul educațional al copiilor din clasa respectivă pe materia lui, poate acorda plusuri, poate recomanda cărți din biblioteca digitală pe care elevii să le citească, poate da teste din cadrul platformei către elevi, poate comunica, cum am spus, cu părinții foarte ușor, poate pune observații și multe alte lucruri pe care... Ok, vorbim de digitalizare în adevăratul sens, adică practic tot ce se întâmpla în clasă, că am fost elevi, studenți amândoi, tot ce se întâmpla în clasă, de la sistemul de notare, sistemul de testare, sistemul de comunicare, a fost digitalizat. De fapt, am luat o școală, am luat școala din clasic, din fizic și am dus-o în online. Cumva noi avem acum și școli sau școli de cursuri, de anumite cursuri, engleză, nu știu, sau IT, care folosesc platforma noastră făcând toate lucrurile online, oarecum, fără a avea școala fizic. Adică totul se întâmplă online, inclusiv lecții video, adică avem inclusiv partea asta de interacțiune video în cadrul platformei pe care am implementat-o chiar în pandemie, pentru că până atunci nu a fost nevoie de acest lucru. Și nu exista o rată de adopție atât de mare, asta e clar. Da. Cum a fost primită inițiativa asta? Că să digitalizeze un sector care e clar nedigitalizat sau care e clar cumva super dependent de interacțiune fizică și pune accent pe asta, dintr-un punct de vedere pe bună dreptate, adică pun accent pe educația cumva în mediul fizic, ceea ce e foarte important. Cum a fost primit? Cum ați reușit să faceți treaba asta? Direcția noastră nu este să eliminăm educația din... Sigur. Cred că cred foarte mult și nou. Noi până la pandemie, platforma și tot ce am gândit e gândit pentru o educație cu școala deschisă și cu întâlniri fizice. Dar cred foarte mult într-un mix între partea de digital și partea de fizic. De asemenea, platforma noastră vine în ajutorul managerilor de școli, profesori, tuturor celor implicați în a le simplifica viața și în a-i ajuta în activitatea lor. Și, bineînțeles, în a apropia școala de tehnologie, pentru că, din păcate, tehnologia o vedem, o folosim în tot ce înseamnă viața noastră, dar din păcate în școli nu o vedem atât de mult și nu este, și cred că tehnologia trebuie folosită pentru a fascina elevii în sala de curs. Și cred foarte mult între mixul între harul unui profesor și tehnologie. Cred că acestea două puse împreună, aceasta este educația viitorului. Și la început, cum am spus, speram că o să bubuie, o să fie clar, o să aibă un impact și știam asta și simțeam că ceea ce creăm, produsul, va avea un impact pozitiv în educație și în viața oamenilor. Dar, din păcate, adopția a fost foarte grea și continuă să fie foarte grea. Adică după 16 ani avem 1200, 1300, 1400 de școli din 7000 de școli, cred că la nivel național. Adică mai este loc de dezvoltat, mai este reticență, ne luptăm în continuare cu mentalități în a schimba mentalități și a arăta directorilor de școli, profesorilor că tehnologia este utilă și le poate face viața mai ușoară în activitatea lor, iar din perspectiva părinților și a elevilor, adopția a fost mult mai mare și mult mai rapidă, pentru că cumva noi, când mergem și implementăm, prima discuție este cu directorul școlii, cu profesorii, pentru că ei trebuie să folosească și să vadă utilitatea produsului, pentru că dacă ei nu îl folosesc și nu înțeleg la ce îi ajută, mai departe părinții și elevii nu vor putea avea un impact, adică nu vor vedea informații, nu va avea utilitate produsul. Și putem, cum am spus, parcursul nostru a fost 2009 când am lansat la liceul Alecsandri până în 2017 vreo 30-40 de școli. Foarte greu. Da. Adică adopția a fost în anii aceia, eu am acumulat datorii de 700.000 de euro, ca să-ți faci o idee, pentru a rezista acest proiect și era visul meu să schimb educația și să credeam foarte mult în ce fac și mi-am pus așa mi-am zis că băi, asta e menirea mea, cumva asta trebuie să fac eu și am trecut peste toate greutățile pe care, adică am avut puterea să trec peste toate aceste greutăți și să rezist. Sunt sigur că proiectul a început mult prea devreme pentru România, adică nu era pregătită România ca dovadă, așa și fost. Din 2017 până în 2020, înainte de pandemie, crescuserăm mai mult pentru că făcusem niște parteneriate strategice și aveam o forță mai mare de vânzări și am ajuns în mai multe orașe din România, a vreo 200 de școli, iar pandemia cumva a schimbat mentalitățile puternic în direcția asta, pentru că școlile, profesorii, directori au fost puși în fața faptului, adică nu aveau altă soluție, trebuiau să continue educația doar în mediul online. Exact. Și atunci am crescut foarte mult. Bine, în același an am fost în 2020 la un pas de faliment, pentru că noi am dat serviciile noastre gratuit tuturor școlilor din România în anul acesta, servicii de peste 2,5 milioane de euro. A fost iar o nebunie. Dar după 2020, peste 1000 de școli au rămas și au plătit și folosesc serviciile noastre. Păi și cum ați făcut? Hai să ne întoarcem un pic la povestea asta, că n-aș vrea să sărim în care ați fost aproape de faliment. vreme și ați dat niște servicii foarte valoroase și care puteau să aibă un impact foarte mare tuturor școlilor gratuit. Da. Ce s-a întâmplat atunci? Cum a fost adopția? Cum ați făcut treaba asta? Pur și simplu ați reacționat în momentul în care a fost instituit lockdown-ul? Sau da, ce în momentul în care s-a închis școala, am lansat campania în acea zi. Am lansat campania Școala este acolo unde ești tu. Am dat gratuit platforma, împreună cu partenerul de atunci au dat internet și alte chestii pentru, pentru școli. Și chiar vorbeam cu colegii mei. Bine, a fost o nebunie în acele 3 luni, martie. Nu mai știu pe cât exact a început lockdown-ul, da, până la final de an. Final de martie. Final de martie, da. Da, până la final de an școlar, iunie. Deci noi în 2020 aveam 11-12 ani, 200 de școli. În prima săptămână avusesem câteva sute de cereri de la școli și în 11 ani, dacă avuseserăm 5 cereri de la școli, să vină ei către noi, da, să nu împingeți voi. Da. Deci 5. Într-o săptămână, sute, când am lansat acea campanie, pentru că era nevoia. Adică toate școlile căutau le trebuia un sistem. Să vadă. Iar cele 200 care deja foloseau platforma, le-a fost foarte ușor. Exact, erau liniștiți. S-a închis, știau, profesorii erau deja trainuiți, știau să folosească platforma. Totul se întâmpla foarte smooth și foarte, foarte ok. Și da, a fost o adopție pentru că așa a fost contextul atunci. Noi am hotărât, bine, atunci, Ministerul Educației, cum am spus, în toți anii ăștia am încercat să discutăm, școlile noastre au încercat să, ele au făcut cereri către minister să le lase să folosească exclusiv platforma noastră, pentru că până în 2021, când am reușit pilotarea catalogului și platformei în școli, adică în momentul în care o școală folosea platforma noastră, puteau să elimine catalogul pe care îl știi și tu, acel catalog clasic. La final de an pot să printeze din platforma noastră catalogul, dacă să-l arhiveze fizic. Diplome, foi matricole, absolut tot poți să generezi din platformă, toate statisticile, absolut tot ce te interesează. Și în 2021, adică după 12 ani, atunci am reușit să eliminăm cumva această dublă activitate pe care școlile o făceau, multe dintre ele au făcut-o timp de 12 ani. Adică ei au văzut utilitatea produsului nostru, chiar dacă trebuiau să noteze și în acel catalog și să facă chestii cum erau cerute de Ministerul Educației. Deci abia după 12 ani am reușit. Deschiderea a fost foarte mică la nivel macro, pentru că dacă am fi avut o deschidere de la început, să pilotăm produsul nostru, soluția în Alecsandri, Liceul Alecsandri în 2009, să vedem, băi, în școala asta ce impact are. Să lăsăm să folosească, să vedem împreună cu Ministerul cum se întâmplă lucrurile într-un mediu digitalizat. Impactul în școli pe parcursul anilor a fost, absenteismul scăzut cu peste 60% în școli. Media pe școală a crescut cu peste 1 punct la nivel de școală. Comunicarea între familie și școală 90% îmbunătățită. Adică, exact. Imaginează-ți că eu ca părinte, oricând aș fi în lumea asta, am un canal direct cu orice profesor și civilizat, nu pe toate canale web, WhatsApp, Facebook sau alte, adică într-un mediu educațional unde mă uit și e strict legat de educația copilului meu, civilizat, individual, vorbesc cu orice profesor, cu directorul școlii, pot solicita adeverințe, pot absolut tot ce mă interesează, am în timp real de pe telefon, oriunde aș fi în lumea asta. Și cred că e vorba de civilizație, în primul rând. Adică nu-i ceva SF, nu-i ceva care, nu știu, ar trebui doar un anumit număr de școli sau e un produs pentru o nișă. Nu, e un produs pentru toate școlile. Avem școli atât din mediul rural, cât și școli de top, atât publice cât și private din România. Și obiectivul nostru a fost să facem din fiecare școală cea mai bună școală. Corect. Asta e de fapt. Nu să cauți o școală. Foarte. Nu. Să trainuim profesorii, să folosească tehnologia în școli, să fie pregătiți în fața elevilor. Asta e încă o chestie pe care cred că în momentul de față orice profesor, orice ar preda el, trebuie să aibă cunoștințe poate mai mult decât basic despre digital, da. Să poată folosi digitalul în activitatea lui la clasă cu elevii, pentru că cred că acolo se produce acel declic și poți să ții elevii atenți și fascinați de ceea ce tu predai. E ceva super natural sau super normal. În 2023, conform INS, se pare că 92,5% dintre români cu vârsta într-adevăr între 16 și 74 de ani au acces la internet. Din totalul oamenilor din România. Deci asta e clar că e o nevoie care trebuie acoperită. Adică nu mai trebuie să săpăm cu sapa când e utilajul lângă noi, când e tractorul lângă noi. M-am simțit mulți ani m-am simțit. Era o poză pe net cu niște oameni care mergeau cu un car cu roți pătrate și un tip care stătea cu roțile rotunde. Da. Și spunea, uite, am astea pentru voi. Lasă-ne că suntem plini de treabă, nu avem timp să așa. Da. Exact așa am fost și eu toți anii ăștia. Mă simțeam, aveam o soluție, mergeam către școli, uitați, am ceva care o să vă ajute să vă simplificați munca, să vă... Lasă-ne că suntem plini de hârtii. Da, dar eu tocmai asta vă dau, să nu mai fiți plini de hârtii, activitățile alea să fie automatizate. Corect. Și voi să faceți ce trebuie să faceți. Pentru că profesorii, în primul rând, directorul, să aibă date. Cred că asta e, cei care iau decizii să aibă date, să ia decizii pe baza datelor, nu cred eu sau așa. Și apoi profesorii să nu mai facă această muncă de secretariat, să colecteze ei date, să colecteze, să facă, să interpretări. Nu, acele lucruri se întâmple automat și ei să facă educație. Pentru că asta trebuie să facă un profesor. Valoare, exact, să dea plus valoare acolo unde pot să dea plus valoare și unde contează cu adevărat. Contează cu adevărat, exact. Corect. Eu fiind mai fascinat așa de date și având un profil matematic, să zic, îmi dau seama de valoarea datelor, practic, pentru că dincolo de efectul imediat, adică dincolo de beneficiul imediat în care, ok, nu mai elimin niște sarcini inutile, sunt mai rapid, am toate lucrurile centralizat, nu știu, am niște avantaje imediate. Comunicarea și toată partea asta de vizibilitate, transparență și așa mai departe. Văd un beneficiu pe termen mediu-lung în care tu ai foarte multe statistici, foarte multe informații. Poți să analizezi comportamentul unui sau evoluția unui elev sau poți să-ți dai seama unde și ce impact a avut un anumit profesor. Ok, a fost schimbat profesorul de limbă engleză și notele au crescut sau a crescut impactul în, nu știu, în clasa aia sau în liceul ăla cu profesorul respectiv. Au mers foarte mulți la limbi străine cu profil, nu știu, engleză sau whatever. Mi se pare că poți să vezi foarte mult și ai niște informații care pot să te ajute în viitor, ceea ce mi se pare foarte important, adică foarte mulți dintre noi luăm decizii pe baza informațiilor în trecut și reacționăm, nu suntem niciodată proactivi și când ai niște informații care îți dau poveste din viitor, mi se pare că e aur curat, exact. Adică cum combinați asta, lucrurile astea? Și asta facem acum de ceva timp, ne gândim și lucrăm la a integra AI-ul în platforma noastră. Avem un parteneriat solid cu Microsoft, atât în România cât și în alte țări și lucrăm foarte bine cu ei. Tot ce înseamnă partea de infrastructură, cloud, date și tot sunt stocate în cloud-ul Microsoft Azure și avem ca obiectiv pentru începutul viitorului an școlar, în septembrie, să lansăm cumva prima versiune a modulului nostru de AI, prin care, cum ai spus și tu, avem foarte multe date în platformă și încercăm să le structurăm și să oferim predictibilitate userilor noștri. De la nivel de, chiar cel mai mare, de la minister, inspectorat, director de școli, face părinți, elevi, să poți să iei profesori, să poți să iei decizii bazate pe date și să vezi pattern-uri. De exemplu, correct, tu la nivel de școală, să vezi ce șanse au anumiți elevi să exceleze în anumite direcții sau să abandoneze școala sau să, nu știu, să se întâmple lucruri mai puțin pozitive. La fel și părinții, să vezi parcursul educațional al copilului și în ce direcții excelează, în ce direcții nu excelează, unde ar trebui să performeze, să meargă mai departe. Și cumva, pe baza datelor pe care noi le stocăm și le avem, încercăm acum, prin integrarea ChatGPT și tot ce ne dorim să facem în direcția asta, să oferim un sumar al activității de la nivel de, cum am spus, macro până la elev și părinte, în care le prezentăm userilor activitatea, la elev activitatea lui, la școală activitatea școlii și pattern-uri și previziuni pentru viitor. Cumva să fie mult mai predictibil parcursul pe care va merge un elev sau o școală la nivel de tot. Corect, să știi ce ai de influențat. Adică dacă noi cu toți am ști fix unde trebuie să îmbunătățim lucruri, am fi mult mai eficienți, adică am devenit mult mai buni. Iar o analiză de genul ăsta ne spune clar, concret, obiectiv. Și adică AI-ul aici ne ajută pentru că putem interpreta foarte multe date, putem, asta e ce aveam nevoie și cum am spus, milioane de date și el le poate analiza foarte rapid și mult mai rapid decât poate face un om în momentul de față, iar mai departe, bineînțeles, tot ce îți va sugera el va trece prin filtrul minții tale și fiecare om va lua niște decizii, nu? Dar cu siguranță AI-ul va ajuta și ajută deja în a sumariza și a extrage lucruri foarte esențiale din ceea ce te interesează pe tine, dintr-o multitudine de date pe care ți-e foarte greu să le interpretezi și să extragi esența din ele. Noi am generat deja cumva multe informații, statistici, cumva deja le dăm, care nu sunt pe bază de AI, sunt date statistici. Exact, dar în momentul de față, cumva asta este și în direcția, viziunea mea de vreo 7 ani e ca AdServio să devină și pentru elev un partener de educație, cumva, să poți să vorbești cu el, să te întreb, uite, vreau să merg la o universitate, la o facultate, ce îmi recomanzi pe profil? Și el să-ți spună, uite, asta. Cumva să fie un copilot, exact cum au fost cei de la Microsoft. Așa. În cadrul AdServio. Cumva asta este, noi începem acum cu avem două module, acest modul de interpretarea datelor și sumarizarea lor pentru toți userii și oferirea de previziuni și predictibilitate și partea de well-being a școlii, a elevului, relația dintre părinte-elev, școală, să poți să sesizezi dacă vezi tu ca coleg, un alt coleg care are anumite probleme sau profesorul să poată ridica anumite stegulețe în platformă și aici lucrăm cu psihologi pentru a face acest modul, dar în perspectivă ne dorim ca AI-ul să fie un copilot în toată platforma, în toate modulele pe care le are AdServio. Exact, uite, vă semn de curând demo de la ChatGPT 4 Omni și acolo erau vreo 2-3 cazuri, unul în care un părinte a spus chatbotului să îl ajute pe elev în a explica, pentru că așa explic eu prietenilor când mă întreabă, ok, ce înseamnă generativ AI sau care sunt, nu știu, de ce ar trebui să folosim sau de ce putem să folosim sau unde ar putea avea implicații și spun, băi, gândește-te că, na, e ca și când îi dai unui program foarte inteligent, îi dai o multitudine de informații, adică foarte, foarte multe informații disponibile și după face niște analize obiective, deloc subiectivă treaba acolo și îți spune ca și când ar fi un consultant, ca și când ar fi un specialist. Adică vorbești cu el ca cum ai vorbi cu un specialist. Adică dacă ai încredere în mine că știu e-commerce, știu tehnologie, știu alte chestii, atunci de ce n-ai avea încredere în ceva care a consumat de 1.000.000 de ori mai multe informații decât am consumat eu, care are putere de procesare de 1.000.000 de ori mai bună decât o am eu? De ce ai avea încredere mai degrabă? Ce mi se pare foarte interesant e că acolo unde e atenția, că vorbesc de elev, că vorbesc de părinte, că vorbesc de profesor, unde ia atenția și dacă există o rată de adopție sau există un dispozitiv, un platformă, un program, un cadru, cu ajutorul tehnologiei pe care o dezvoltă companiile astea pe miliarde, pe foarte multe miliarde, poți să schimbi lumea. Adică, practic, poți să dai acces elevului sau poți să dai acces profesorului, că până acum deci erau diferențele atât de mari, ok, la Harvard, la Oxford, erau, nu știu, Ivy League, să spun, da? De ce erau bătălii atât de mare? Pentru că erau puține locuri, atenția profesorului era limitată, mesajul mergea către clasă, adică nu mergea către... Nu puteai să transmiti mesajul la fel ca la o conferință, când puteai să strângi oameni. Acum poți, nu? Exact. Acum ai libertate și cumva... S-a deschis foarte wide totul și poți să faci mult mai ușor și mult mai facil. Adică Cum vezi viitorul educației? Adică gândindu-te așa, ați digitalizat sau digitalizați, contribuiți la procesul ăsta. Vezi tehnologia și ce se întâmplă la nivel de, nu știu, dezvoltări în lume. Vezi alte exemple din, nu știu, Singapore sau din niște țări foarte civilizate. Cum vezi viitorul tehnologiei, viitorul educației și tehnologiei? Da, îl văd clar mână în mână cu tehnologia. Adică nu cred că vedem tehnologia în orice ramură a societății, în medicină, peste tot și vedem cum ajută atât cât ajută acele domenii să facă performanță mai bună, să îmbunătățească procesele și tot ce se întâmplă. Și cred că asta este viitorul educației. Viitorul educației este să aibă o adopție cât mai mare a tehnologiei, profesorii, cum am spus, să fie trainuiți și clar trebuie să fie orice ar preda să fie și să aibă și cunoștințe digitale și cum am spus, văd un mix între harul profesorului și tehnologie. Cu siguranță se vor dezvolta multe tool-uri în direcția aceasta de AI și a folosi inteligența artificială în educație. De asemenea, cred foarte mult că nu trebuie să folosim foarte mult AI-ul în direcția de a ne tâmpi, adică de a face el totul și noi să nu mai facem nimic, să nu mai gândim. Adică e ok ca el să-ți dea o perspectivă, dar tu să ai filtrul minții tale și să analizezi și să iei decizia într-un final. Cum spunea și profesorul Mircea Miclea, dacă mă duci în vârful unui munte cu mașina sau cu elicopterul și mă lași acolo, nu deprind nicio aptitudine, nimic. Dar dacă urc pe jos până acolo, cu siguranță voi deprinde niște aptitudini. Și cred că asta este rolul educației, să nu să ne uităm doar la rezultat, ci să ne uităm la parcurs. Și de fapt asta este și viața, în general. Nu să ne uităm la rezultat și la obiectiv și ăla să fie cumva totul, ci să ne bucurăm de tot parcursul până acolo. Da, 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 uite, asta chiar discutam cu tot felul de oameni apropiați de vârstă sau prieteni, amici. Ziceam, băi, de când am început să căutăm pe Google orice, noi nici nu mai avem polemici. Adică în trecut spuneam, băi, păi nu, că e ca mine, păi nu, că e ca mine, hai punem pariu să hai, ne tot certam, aveam niște polemici, acum se oprește polemica, Google-it sau caută sau întreabă un asistent sau whatever. Total de acord, adică e foarte importantă călătoria. Dacă m-ai întrebat pe mine, băi, cum arată, nu știu, viitorul educației sau cum arată sistemul educațional peste 10 ani, mi se pare pe de-o parte că, am spus-o, cred că de anul trecut, că noi cu toții, în maxim 2 ani, sau oamenii din ponderea de 93% din persoanele care au acces la internet, noi vom avea un asistent virtual inteligent. Mm-hmm. Mie îmi place să elimin lucrurile care nu mi-aduc plus valoare. Adică le elimin, încerc să le eficientizez maxim, cât de mult pot. Și atunci, având asistenții ăștia, e clar că pot să eficientizez lucrurile cât de mult pot. E foarte important să nu cad în capcana ok, cum îmi consum timpul care mi-a rămas, cu, nu știu, tot fel de distracții, tot fel de chestii care încurajează consumul, care nu mi-aduc nimic plus valoare. Și aici se pare că intră în rolul educației și așa o văd în următorii ani. Adică o văd din ce în ce mai mult către a înțelege ce îți dă valoare ție, a înțelege unde dai tu valoare, a înțelege, a te face pe tine să înțelegi, băi, care e, nu știu, ce îți place ție și cum te ajut să faci ce-ți place astfel încât să faci ceva. Exact, să aduci un plus de valoare. Exact. Asta este cu siguranță direcția clară. Asta e cumva începutul AI-ului. Bine, începutul a fost acum 50 de ani, dar așa, la modul, chiar în cartea, am citit-o acum vreo 2 ani, cred că, al lui Ray Dalio, Principii, și acolo el în compania lui care făcea analiză financiară, predictibilitate pe partea asta financiară, economică, a implementat un fel de AI pentru a lua deciziile cele mai bune, bazându-se pe date pe care le-a colectat, le-a avut în experiențele trăite și a pus într-un sistem acele date ca pe urmă să-l ajute să ia decizii mai ușoare, pentru că el și-a dat seama că totul este ciclic și totul se repetă cumva, adică istoria se repetă și el urmărea crizele astea economice și cum vin și, dacă nu mă înșel, chiar prezis, bine, una dintre ele a prezis, dar nu s-a întâmplat și una chiar s-a întâmplat, cred că chiar cea din 2008, dacă nu mă înșel, sau... și... da, clar, partea asta de AI ne va ajuta să luăm decizii poate mai bune și să eliminăm, cum ai spus și tu, lucrurile alea care nu ne aduc atât de multă plus valoare și nu dorești să le faci. Adică prefer să... Dar e foarte important să umplem acel timp, pentru că tehnologia vine în viața noastră să ne ajute și, nu știu, să apară Uber, să comanzi mai ușor, să faci aia, apare, nu știu, să comanzi la magazin, să nu te mai duci, să vii acasă. Adică, clar, îți eficientizează timpul, pentru că, știm, ăsta e cel mai important. Dar contează ce facem cu el după aia. Adică, ok, ne eficientizează, dar noi ce facem? Doar stăm și ne distrăm, nu știu, consumăm lucruri care nu neapărat ne aduc plus valoare, sau investim timpul ăla în a ne dezvolta alte aptitudini care, mână în mână, cred că în viitor, cum am spus, joburi, clar, vorbeam acum mulți ani că adică acum sunt joburi pe care acum mulți ani, 5 ani, nu știu, poate mai, nu credeai că vor exista, nici nu știam. Cu siguranță așa se va întâmpla și în viitor și vor fi joburi prin care va trebui să manageriezi tool-uri de AI și să... Adică asta va fi unul din joburile de viitor. Să fii specialist pe... Cum ești acum specialist în Facebook, în Instagram, să faci aduc și alte chestii. Cu siguranță asta va fi și perspectiva în AI și vor fi multe oportunități și deschideri în această... Uite, aș vrea să abordăm un pic un subiect mai delicat, i-aș spune eu, legat de pericolele folosirii tehnologiei și folosirii inteligenței artificiale și discutat chiar cu mai mulți invitați sau cu mai multe persoane pe care le-am avut aici, despre acele dark patterns, adică niște algoritmi pe care îi folosesc niște companii care dezvoltă anumite tehnologii pentru a încuraja și pentru a mări gradul de cumva de consum sau de adicție pe care îl oferă platforma sau pe care îl oferă. Și aici cunoaștem niște exemple foarte grave, să spun, adică persoane sau copii cu vârsta de până la 16-17 ani petrec foarte mult timp pe o anumită rețea de socializare, pe un conținut neverificat sau necenzurat, să spun, sau neadaptat nevoilor lor, deși acele rețele de socializare în alte țări respectă anumite tipare. Cum facem și cum vezi rolul educației în toate... nu știu, în a ajuta și în a elimina aceste pericole, pentru că sunt niște pericole pe care le avem acum, adică se întâmplă acum, le avem în momentul ăsta. Partea asta, în primul rând, vine de la educație, adică de acolo trebuie să pornim, să educăm atât tinerii cât și adulții cum să folosească, cum să interacționeze în direcția aceasta și... Cred că acolo este baza, să educăm. Și cred că mai spuneam în interviurile trecute, cred foarte mult că dacă ne dorim în România asta să avem autostrăzi, spitale, oameni civilizați pe stradă, primul lucru trebuie să investim în educație. Adică de acolo pleacă totul. Nu e vreun dubiu, cred eu. Și... asta este prioritate națională și trebuie să fie. Sperăm și autoritățile la nivel macro să arate că este o prioritate educația și să investească și să aloce fondurile necesare în direcția asta. Deci educația ar fi primul lucru pe care și să facem programe prin care să, din școli chiar, să educăm tinerii ce să folosească, cum să folosească, ce lucruri, ce platforme, ce content nu este de urmărit și ce ar trebui să urmărească. Și, bineînțeles, aici asta este că AI-ul ăsta depinde în mâinile cui ajunge, știi? Că asta e, de fapt, frica cea mai mare și Elon Musk spunea, băi, da, nu e dacă are în spate oameni care gândesc pentru binele lumii, clar, poate aduce chestii super pozitive și să ajute, dar dacă este gândit în direcția negativă, bad, poate aduce lucruri foarte, foarte nasoale și e așa o linie foarte subțire între acestea două și foarte sensibilă, dar îmi doresc ca toți și majoritatea oamenilor care, sau companiilor care au intenții de a folosi și de a dezvolta lucruri în direcția asta să o facă cu principii și într-o manieră pozitivă pentru societate. Dar cu siguranță rămâne acea frică și acel necunoscut pe care cumva se poate întâmpla dacă în spate sunt alte intenții. Ce mă duce la următoarea întrebare, pentru că întotdeauna sunt alte intenții, adică intențiile de a, nu știu, manipula crește rata de adopție, genera profit, poate, da, că suntem, în principiu, nu suntem perfecți, din păcate. Sistemul de educație nu e acolo, adică nu, sau cel puțin nu în totalitate, sau nu în toate zonele, nu în toate orașele. Ce mă duce la următoarea întrebare, niște sfaturi, aș vrea să dăm niște sfaturi concrete sau niște exemple părinților sau persoanelor care nu vor să pice în capcana asta, ce să facă, cum să se protejeze, să zic, până în momentul în care sistemul de educație va În primul rând, atunci când îl lași pe copilul tău în fața ecranelor, să ai un control asupra, pentru că sunt acum tot felul de aplicații de control parental prin care poți să închizi accesul la anumite materiale, anumit content și anumite aplicații, de asemenea timpul petrecut pe device-uri. Deci asta este primul lucru pe care trebuie să-l faci, este baza. Ca părinte, eu am 3 copii și cel mare 10 ani, cel mic 4 și fata de 6 ani. Și cred că ăsta este primul lucru. De asemenea, să se documenteze și ei pe ce, pentru că, din nou, avem informații, adică acum nu putem să ne mai plângem că, băi, nu știm, adică o găsești, dacă îți dai interesul, găsești informațiile exact de care ai nevoie și ce aplicații se pot folosi în anumite vârste pentru elevi și pentru copii și să le dai accesul pe acele platforme. Și cred că din partea părinților asta ar trebui să fie făcut și, bineînțeles, și din partea profesorilor, cum am spus, să aibă deschidere mai mare și să înceapă să folosească, să înțeleagă, pentru că dacă nu încep să înțeleagă partea asta de digital și tehnologie, nu o să mai fie relevanți în fața elevilor, din păcate. Și pe măsură ce ei învață și încep să dețină controlul și pe partea asta de tehnologie, atunci vor putea și profesorii să îndrume mult mai bine elevii și ce să urmărească și ce să facă. Sunt și acum sunt profesori în sistemul de educație care au deschidere și știu foarte multe lucruri despre, nu doar profesori de informatică, profesori de alte materii care folosesc tehnologia și știu foarte multe lucruri și îndrumă elevii într-un mod corect și concret și clar, nu așa vag și, nu știu, fără, nefiind în cunoștință de cauză. Și cred că asta este, cumva să adulții, părinții și profesorii trebuie să facă echipă, să fie pregătiți și să poată astfel încât să ducă elevii pe un parcurs cât mai bun pentru ei. Pentru că dacă ei nu au informațiile și nu știu, habar n-au ce face copilul ăla pe tabletă sau pe telefon sau pe laptop sau pe ce stă el, vor crește așa, relația lor va merge în direcții opuse. Vă gândiți să mergeți în partea asta de educație și la un nivel mai generalist, adică să treceți dincolo de școală, elev, profesor, că uite, ce discutăm noi aici ține de educația noastră ca oameni. Da. Adică eu, spre exemplu, mai am niște playlisturi în YouTube și mai share-uiesc playlisturile alea cu diverse persoane care vor să învețe AI, care vor să învețe generativ AI, care vor să învețe, nu știu, cum să înțelegi date, cum să te uiți la date, și atunci le dau diverse playlisturi. Dar voi aveți un cadru, adică care poate fi extins dincolo de, adică inclusiv o încredere pe care v-a acordat-o un sistem de educație, v-au acordat-o niște elevi, v-au acordat-o părinții acestora sau familiile acestora. Mi se pare că sunteți într-un punct în care ați putea extinde toate lucrurile astea la un nivel general. Asta ne și dorim. E una din direcțiile noastre, să aducem materiale relevante pentru continuous learning, exact. Da. De asemenea, de 2 ani, pe lângă platforma pentru școli, care se adresează și pe care o dezvoltăm de 16 ani pentru grădinițele, școli, licee, am dezvoltat o platformă și pentru universități, pentru mediul academic, pe aceleași principii de automatizare a proceselor birocratice și hronofage și a apropia studentul, în acest caz, de universitate, de facultate, de profesori, să comunice mai mult, să poată colabora mai ușor cu profesorii sau cu ceilalți colegi. Administrarea per ansamblu a facultăților, universităților, de la tot ce înseamnă, cum am spus, partea de statistici, rapoarte, partea de admitere la universități, partea de cazări, partea de tot ce înseamnă o universitate. Avem în momentul de față 4 universități cu care colaborăm și sperăm să creștem în anul acesta numărul universităților. Și da, asta este, să aducem materiale, avem o bibliotecă acolo, avem de asemenea un marketplace în cadrul platformei noastre, unde avem listați și integrați alți parteneri, atât aplicații cât și servicii oferite de alte companii, complementare cu ceea ce oferim noi ca AdServio, și să aducem pe platformă materiale care să ajute la modul general educația, atât a adulților cât și a elevilor. Foarte fain, mult succes. Adică mi se pare că sunteți într-o poziție foarte bună pentru lucrurile astea. Da, chiar recent, cred că săptămâna trecută am avut un meeting, sau chiar săptămâna asta, dacă nu mă știu, luni, un meeting cu echipa și unul dintre colegi a venit cu anumite idei în direcția aceasta de a aduce content relevant de educație pentru, la modul general. Exact. Da, pentru useri. Foarte tare. Că suntem la AI Talks și vorbim despre AI, tehnologie și cum ne impactează viața de zi cu zi, poți să știi un pic cum folosești tu AI în viața profesională, personală, cu ce te joci, ce folosești, ce te ajută, la ce mai concret. Da. Cred că se folosește, îl folosim la nivel de companie. Colegii mei mai folosesc AI-ul, anumite tool-uri pentru a genera anumite materiale pentru marketing sau pentru... Testăm tot felul de soluții. Avem o listă mare de... Acum nu știu efectiv să dau niște nume, dar ChatGPT e cel mai... Cumva e baza și uneori când a apărut, am stat multe zile și m-am jucat cu el, l-am întors pe toate părțile, și îl folosesc și acum în a ajuta, poate, nu știu, a genera anumite texte, a genera anumite lucruri care mă ajută, îmi economisesc timp să nu mai stau să pierd timpul cu chestii pe care foarte ușor poate să mă ajute și eu să le validez, dacă să schimb și să folosesc acele texte. Da, te poate ajuta în o grămadă de lucruri, cum am spus, poți să-ți creezi o campanie, un video de prezentare, deci cred că plaja și ce se va deschide în viitor este nelimitată și cuprinsă de mintea noastră în momentul de față. Adică e sky is the limit în direcția aceasta și cred că AI-ul, cum ai spus și tu, asta va fi în viitor. Un partener tău pe care o să-l ai și o să te ajute în aia, în toate activitățile pe care tu le faci. Corect. Și da, cred că asta este viitorul. Un viitor foarte apropiat, aș spune. Eu zic că într-un an, 2, asta e... Exact. Asta e... Un exemplu pe care îl dau și chiar a fost făcut în urma unui accelerator. Eram într-un accelerator și am văzut, eram în juriu și am văzut un startup care voia să facă o aplicație pe baza ingredientelor pe care le ai în frigider să-ți recomande o rețetă. Și zic, ce tare, ce drăguț, dacă știe ChatGPT să facă treaba asta. Da. Și deschid Custom GPT, să construiesc un Custom GPT și spun acolo în limbaj natural, spun, uite, o să-ți dau o poză din frigiderul meu, identifici ingredientele, le validez cu mine ca să ne asigurăm că nu-i vreo bălărie pe acolo. După ce le validez cu mine, îmi dai propuneri de rețete, astfel încât să minimizez numărul de ingrediente necesar din exterior, adică cu ce am în frigider să-mi recomanzi o rețetă. Dacă nu, hai să vedem cum și ce alte rețete îmi poți recomanda, gândindu-te că mie îmi plac ABCD. Mm-hmm. Build, da, i-am dat să-l construiască, după care scot telefonul și iau și fac o poză. Zic, a, uite, ce rapid, știi? Iau, fac o poză și îmi spune, a, ce drăguț, uite, în frigider ai, nu știu, carne de vită, salată, nu știu de care, whatever, și îți recomand să gătești asta. Asta e o funcționalitate sau, mă rog, un exemplu de utilizare din viața noastră de zi cu zi care ne ajută și îți recomandă, pentru că în tot setul de date de training al acestor large language models, sigur au fost niște foarte multe carte de bucate, adică exact. Sigur ai expert acolo, adică exact. Ai un expert foarte bun. Cei mai tari șefi din lume. Și atunci de ce să nu profit de treaba asta? Adică la fel mai vorbeam cu prieteni care au diverse provocări astea legate de antrenament personal. Băi, dar cum să mă antrenez? Ce să mă antrenez? Ce sport e mai potrivit pentru mine? Ce îmi place să fac? Eu nu fac mișcare dimineața, fac seara, dar nu fac seara, fac la prânz, dar... Păi zic, ok, folosește un asistent din asta, pentru că în momentul ăsta, să zicem, suntem într-un pas intermediar, adică nu e pus în context 100% pentru noi, adică nu e făcut așa pentru noi, e oarecum generalist, dar poate să învețe foarte ușor și asta am văzut că OpenAI a făcut în ultima vreme, i-a întărit sau i-a adăugat conceptul ăsta de memorie lui ChatGPT, în care ține minte toate chaturile pe care le-ai făcut tu, nu altcineva, și învață. Și asta mi se pare că e un oarecare, nu știu... Personalizare. Exact, pentru personalizare exact. Și cumva un parcurs natural, adică un parcurs pe care eu îl vedeam și îl vedeam necesar, că nu mai trebuie să-l pui în context întotdeauna. Îl înveți și el la un moment dat o să fie foarte... nișat pe tine și pe... O să te cunoască atât de bine încât o să-ți dea lucrurile... Ce mă duce la o altă întrebare sau un alt subiect pe care aș vrea să-l abordăm. Cum va arăta viața noastră în 10 ani? Să zicem, ok, ne uităm la sistemul de educație, zicem că arată într-un fel sau că totul e digitalizat, toate resursele sunt acolo, dar viața noastră așa. În 10 ani nu știu, cred că o să fie atât de... Nu, adică, cred că vor evolua foarte mult toate lucrurile din jurul nostru, cu ajutorul AI-ului în principal, adică, cu siguranță, cred că vom avea acești asistenți super dezvoltați a 7-a versiune de la ei. Partea de și asta, mașinile care merg singure, cu siguranță, cred că vor fi la o scară mult mai largă în 10 ani. Partea de educație, cu siguranță, va fi mult mai open și mult mai cumva, cred că trebuie să meargă încă din școală mult mai aplicat, adică să faci lucruri mult mai practice, mai mult decât teorie, pentru că teoria în perspectivă vei ști lucruri, dar va trebui, cred că capacitatea cea mai mare este de a trece prin filtrul minții tale și a avea capacitate să extragi lucrurile bune sau rele din anumite contexte. Și cred că asta cumva în direcția asta va merge și piața muncii, pentru că multe lucruri se vor automatiza și va intra inteligența artificială și va automatiza multe procese din companii, dar cu siguranță vor fi oameni care vor folosi acele tool-uri și le vor manevra. Da, nu știu la nivel de școală efectiv clasică cum va arăta, adică dacă programul va fi tot același și cumva tot aceeași structură va avea educația, cu siguranță nu știu, văd un pic mai flexibilă, poate, programul educațional, să nu mai fie tot așa, mă uit de la dimineața la 8, la, nu știu, poate va fi un pic mai adaptat, adică, nu știu, vei putea învăța poate de acasă câteva zile de la școală sau un mix sau, nu știu, mai aplicat pe cum am spus, încă din școala generală sau din liceu, pe direcția ta de dezvoltare, adică nu vei mai face până la liceu toate, nu știu, toate materiile, toate lucrurile și ajungi la facultate și nici atunci nu ești foarte... Dar văd oameni în piața muncii care termină facultatea și tot trebuie să... Adică nu știu foarte multe lucruri aplicate în business, în tot ajungi în companie și trebuie să înveți și să te pregătești pentru a putea activa în domeniul în care ai terminat facultatea. Adică cred că rolul educației este să ajute mult mai mult tinerii să-și cunoască potențialul și perspectiva de dezvoltare mai devreme. Și cred că în direcția asta ar trebui să mergem, ca elevii și tinerii să, în momentul în care au terminat facultatea, să fie mult mai ancorați în realitatea în care trăiesc și să știe să facă lucruri mult mai aplicat. Eu nu doar la nivel teoretic. Și eu văd o schimbare a atenției, să spun, către partea asta aplicată, partea de interacțiune, partea de, nu știu... Ok, cum reușesc să construiesc o comunitate, cum reușesc să cresc interacțiunea și nivelul de engagement, nivelul de interacțiune între oameni și de colaborare, de înțelegere, de a face efectiv parte dintr-o comunitate, mai degrabă decât partea de educație per se, pentru că mi se pare că acolo avem deja, peste 10 ani, o să vedem ce va exista, avem deja niște entități, să spunem, da, niște programe care sunt mai capabile ca noi, mai... nu știu, din toate punctele de vedere, că vorbesc de putere de procesare sau de informații necesare, de informații disponibile, mult mai bune decât noi, știi? Clar. Și atunci văd mai degrabă rolul ăsta de a colabora, de a crește partea aplicată și... Exact. Și de a pune în practică cunoștințele pe care le ai mult mai aplicat. Și, cum am spus, în colaborare cu aceste tool-uri și cu inteligența artificială, care te va ajuta să-ți faci munca mult mai... Exact. Și eu aștept și roboței. Adică aștept roboței în următorii 2-3 ani. Pe lângă că o să avem un copilot, îl văd că o să avem un robot în casă care o să facă o grămadă de lucruri. Cred că, cum avem acum aspiratoare care aspiră, sunt și mașini de tuns iarba care sunt automatizate, roboți. Cu siguranță vom avea și astfel de parteneri în casele, birourile noastre, care vor face lucruri pe care... nu vrem să le facem. Exact, sau ne aduc plus valoare, știi? Exact. Pentru că, dacă vreau să stau în aer liber, nu mă trebuie să stau în aer liber să tund iarba. Ok, dacă vreau să tund iarba, dar altfel trei roboțelul. Hai, fugi și tund iarba. Sau exact, fugi... și mă joc copii în timpul ăla, fac alte lucruri. Cu siguranță, da. Abia aștept să văd. Mă fascinează tot ce înseamnă, tot ce ține de viitor și văd și tinerii din ziua de azi, și copiii mei și ceilalți copii din școli. Și chiar ieri am fost la un eveniment foarte fain și pe care îl susținem noi, maratonul de antreprenoriat din licee, organizat de CONAF, și ieri au fost în finală 60 de echipe din 20 și ceva de județe din România, care au ajuns în finala națională cu idei de antreprenoriat, de afaceri și au o energie aparte, adică era sala aia plină de cu sute de copii și asta le spuneam și adulților ieri în discuție, că trebuie să-i susținem și să le deschidem aripile cât mai mult spre viitor și spre cunoaștere și spre aventură, spre curiozitatea pe care să cunoască cât mai mult din lumea asta și să nu le spune, băi, că pe vremea noastră sau pe vremea, știi cum, că era bine, că acum atât. Nu, ar trebui să înțelegem că lumea se schimbă, că nu pot fi lucrurile așa cum erau acum 10-20 de ani și să fim deschiși la ceea ce va veni și să adoptăm, să ne schimbăm mentalitățile și cred că asta este un mare lucru, să avem deschidere în primul rând, cum spuneam și eu în școli, mergeam și vorbeam, băi, ce ar trebui să fac? Mă întrebau de cum ar fi, ce ar trebui să facem noi? Păi voi ca școală ar trebui doar să aveți deschiderea, atât. Deschiderea minții, și mintea e ca o parașută. Dacă nu-i deschisă, nu funcționează. Am înțeles. Și cred că asta e tot ce trebuie să facem noi ca oameni, să avem mintea deschisă și să adoptăm lucrurile noi care ne pot aduce beneficii și ne pot îmbunătăți viața. Și le spuneam ieri tinerilor că sunt trei lucruri care sunt împotriva, cumva, trei inamici ai succesului. Primul e zona de confort, din care majoritatea nu ne dorim să ieșim, să stăm călduți acolo. Al doilea pas, al doilea inamic este nu pot, nu știu, nu sunt capabil, refuzul de a încerca și de a te pune în acțiune. Și al treilea este dorința de a găsi scurtături, de a găsi shortcut-uri spre succes, de a nu pune osul la treabă pe bune și le spuneam tinerilor că dacă veți căuta asta și veți atinge poate un anumit succes, vă garantez că acel succes, la fel cum l-ați atins, la fel va pleca. Iar dacă vă doriți ceva care să dăinuie și să dureze, nu poate să existe și să vină în viața voastră fără a pune efort, a pune disciplină, a pune perseverență, pentru că, mie, cel puțin pe propria mea piele, am experimentat și asta este calea spre succes. Prin a depune efort, a fi disciplinat, a fi perseverent, a crede în tine și în Dumnezeu și în direcția ta și a face lucrurile cu simț de răspundere și cu siguranță la un moment dat va veni și succesul. Și mai era o vorbă faină că slow success builds character, fast success builds ego. Și cred că e cu adevărat valabil această vorbă. Și pentru că un succes rapid nu vei învăța multe lucruri. Și în general înveți din eșecuri și din chestiile mai dureroase pe care le întâmpini în viață. Acolo e multă învățătură, dar și un succes adevărat nu e așa. E așa un succes adevărat și în parcursul ăsta vei clădi un caracter și principii solide care te vor ajuta să creezi ceva care să dăinuie. Da. Păi zic să încheiem într-o notă super pozitivă și cu niște sfaturi foarte faine. Îți mulțumim mult de tot, Alex. Mult succes în tot ceea ce faceți. Mi se pare că schimbați lumea sau țara într-un mod foarte fain și te așteptăm cu drag cu vești noi. Mulțumesc mult și mă bucur pentru discuție. A fost o plăcere să discutăm astăzi. Mersi mult de tot. Vă mulțumim și vouă și ne revedem vinerea viitoare, ca de obicei la ora 8. Mersi mult!